Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit astăzi la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește ficăței de porc în sapt cu pireu de cartof. Haideți să vă arăt ingredientele. Avem aici o bucată de ficat, are 700 de grame. Am curățat 2 kg de cartofi, fiindcă o să mai îmi trebuiască cartof la ceva. Deci am 2 kg de cartofi, 600 de grame de ficat, am 3 cepe foarte mari, o legătură de verdeață și, după cum se vede aici, 3 căței de usturoi, sare, piper și boia. După cum se vede, am curățat cartofii, le-am spălat și acum le tocăm mărunt, așa, cuburi mai micuțe, ca să fiarbă mai repede, așa, pentru pireu. Așa. O tăiem cartofii că sunt foarte mari, în 4 și după aia 1, 2 și 3. Deci cuburi foarte mici să fie, că cu cât e mai mic, cu atâta fierbe mai repede. Și imediat gătăm. Am pus apa cu sare, o să pun sare în apă. Și punem la fiert și lăsăm să fiarbă 20 de minute până să fierbe bine, bine, bine cartofii. După aia vă arăt cum procedăm. Deci o să vină fiert numai în apă cu sare. Așa. Imediat gătăm de tocat, că nu durează mult, că mă grăbesc. Și o să facem ficat cu ceapă. După cum vedeți, am gătat de tocat. Uitați, o să mai spăl o dată și o pun, cum v-am spus, în apă cu sare la fiert. Și o să viert. Acum băgăm cartofii, vedeți, e mult. Și punem un pic de sare și punem capacul. Așa, cam o linguriță de sare. Și acum vine pus capacul și lăsăm la fiert 20 de minute până să fierbe foarte, foarte bine. Bine, știți, am pus cartofii la fiert, acum ne ocupăm de ficăței. Ficatul o să le tai cuburi. Și o să vedeți cum le fac. Uitați, am o bucată așa, o jumate, așa arată. Eu vreau să o tai cuburi, să scot vena asta de aici și să vedem cum o tăiem. Că neapărat trebuie să scot vena. Asta e faină, nu trebuie. Le tăiem așa. Prima dată în lung, așa. Eu am ascuțit cuțitul ăsta, dar nu prea mai vrea să taie. Uitați, le tăiem așa, coțcă micuță, vedeți? Așa le tăiem. Nu foarte mari, foarte mici, că știți că se mai strânge, că să fiarbă mai repede. Deci, cu cât o tăiați mai mic, cu atâta să fierbe, bineînțeles, mai repede. Ați văzut? Așa, cuburi. De un centimetru, jumate, cam așa, le-am tăiat. Așa. Și cum v-am spus, aici știți că are, dați că le tai pe aici și de aici. Și partea asta vreau neapărat, uitați, să o scot. Nu, mie nu mă trebă. Asta am tăiat așa. Și acum o să tai așa mai bine ca să arunc partea aia unde e vena. Are destul. V-am spus că nu mai îmi tai cuțitul și la bucățica asta o dau la pisica. Vedeți? Am scos tot de aici. Uitați, o rămas fără. Asta le facem bucăți mici și
Asta o să dăm la pisică, o pun acolo deoparte. Am aici un blit care le-am tăiat, le pun aici că trebuie spălat bine în 3-4 apte, să nu mai fie cu sânge deloc, că eu am ținut-o în apă, să știți. Asta am spălat-o de 2-3 ori și am ținut-o în apă, dar știți că oricât ai ține, orice ai face, tot mai las-o un pic. O să mai spăl de 2 ori, cât e nevoie. Acum mă duc la ghiuvetă și o spăl în 2-3 apă, spăl tocătorul și o să tocăm ceapa. Vedeți? Am spălat ficatul în 2-3 apă, am străcurat, e curată. Am spălat tocătorul și acum tocăm ceapa. După cum vedeți, eu pun 3 ceapă mari. Voi puneți mai puțin, mai mult, cum doriți. Nu pun altceva decât ceapă și trebuie să aibă sap. Asta face sapul. Și le tăiem așa mai mărunt, să fiarbă repede, să lasă saptul. Așa. Imediat suntem gata. Și asta trebuie să fiarbă mult. Până să moale, să face moale, așa ca vântul. Și știți că ficatul nu se face așa repede. De-aia și tai ceapa, așa, să aibă timp să fiarbă, să se facă un sap. Și nu punem altceva decât ceapă, usturoi, pătrunjel și pun boia. Alții să știți că pune sos de roșii. Eu nu vreau acum să pun sos de roșii. Nu că n-am, am acasă, dar nu vreau. Uitați, am tocat ceapa tot și acum o să toc și usturoiul lângă. Uitați, cum bine știți, eu le zdrobesc și le tocăm. Nu-i musai foarte mărunt, că oricum se fierbe, se topește. Eu le-am tăiat acum mai mari, așa. Cartofii s-o fiert, am tras-o deoparte și acum punem ficatul la foc. Am pus o cratiță aici cu ulei, cu un pic de ulei. Și acum, după bine cum știți, am tocat 3 ceapă mari, mai mărunt, și o punem în ulei, așa. Tot. Lăsăm un pic să se călească ceapa. Și după ce s-o călit ceapa, bineînțeles, punem ficatul. Ceapa s-o călit, acum punem ficatul, care bineînțeles le-am tocat și le-am spălat. Așa. Amestecăm și acum punem condimentele. Deci, eu pun boia. Uitați-vă aici. Deci, o linguriță de boia, o linguriță de piper și, bineînțeles, foarte puțin sare. Dacă mai e nevoie, o să punem. Dar deocamdată atât. Și pun peste ea un strop de apă, imediat, mai las un pic să se călească cu condimentele și după ce o tras aromă, să călește, pun pe ea un pic, așa, o cană de apă, că trebuie să fiarbă ceapa, să lasă saft, înțelegeți? Să se facă ca un sos, aia vreau. Uitați, am aici apă și punem un pic de apă peste, nu mult. Și dacă mai trebuie, o să mai punem. Pun un capac și las la foc încet să fiarbă până să fierbe ficatul moale-moale și ceapa să face sos. A
Ați văzut un pic de apă. Poate o să mai pun. Nu știu. Să vedem. Vă arăt dacă mai pun. Acum punem capacul și lăsăm la foc încet să fiarbă. Uitați, punem un cubuleț de unt peste cartof și un pic de lapte, dar nu mult. Cam un deci jumate. Deci nu vreau să fie foarte moale. Vreau să fie așa cum îmi place mie. O să vedem dacă mai o fi nevoie, că eu nu fac cum am spus, am mister, am blender, am o să le fac, să o fac așa ca pasta, dar nouă nu ne place așa fluid. Ne place să simțim că e cartof. Care am pus în apă, o să gustăm și dacă o fi nevoie, atunci mai pun sare peste. Dar numai dacă va fi nevoie. Și acum eu cu asta, vedeți, cu asta topșesc și să știți că este destul de fin, noi nu vrem, că dacă o fac așa cu misterul și o fac așa spumă, devine gumoasă și mie nu-mi place. Eu totdeauna așa fac pireu, ca să știți, acasă, bine, dar la restaurant e altceva. Cum dorește clientul, normal să fie spumos, să fie cât mai lichid, dar nu. Dar uitați, o să mai pun un strop de lapte, dar nu mult, foarte puțin. Atât. Vedeți, nici 2 deți n-am pus. Foarte puțin și am mult cartof. După cum vedeți, am făcut foarte mult cartof, că astăzi vreau să vă fac încă ceva cu cartof. Nu vă spun, surpriză. Și cam așa arată. O să iau o lingură și o să gust și să vedem dacă mai trebuie în ea sare sau condimente ceva. Deci, după cum vedeți, uitați ce fain e. E foarte fain, am gustat, sare nu mai trebuia, să știți, pentru gustul nostru e foarte bun. Dumneavoastră, cum v-am spus, dacă mai doriți, puneți un pic și eu așa fac pireu. Așa rămâne, acum așteptăm să se facă ficatul și servim cu ficat. Dragii mei, ce bine, mai las încă, numai acum vreau să vă arăt că pun usturoiul și verdeața peste. O să mai lăsăm un pic pentru ornat. Și mai vreau să vă arăt ceva. Uitați-vă, arată mami. Am aici un sos de ardei iute, foarte iute. Pun o picătură numai, o picătură. Uitați așa, un pic. Atât. Ca să nu fie foarte, foarte iute, că atunci Miriam nu mai poate mânca. Mai las vă 5 minute și servim. Deja ați văzut, uitați-vă aici, acum las, uitați cum s-a făcut ceapa, sap, dar mai lăsăm un pic. După bine cum vedeți, am scos castraveți murat și o să servim cu castraveți murat. Deci am scos câteva castraveți, le tăiem așa felii micuțe și uitați, punem lângă, cine vrea castraveți, mâncă cu castraveți. Așa. Asta e castraveți de la noi, v-am arătat borcanul când am desfăcut, ați văzut. Sunt foarte bun, vedeți, nu-s gol înăuntru, e crocant, e dulce, acrișor, sunt foarte, foarte, foarte delicios. Deci castraveți murat de la noi de acasă. Așa. Dragii mei, după cum vedeți, s-o fiert, am oprit aragazul, așa arată, o să mai punem un pic de verdeață peste și servim în farfurie. Deci noi așa facem ficatul. O să vin în farfurie când punem. Meniul este gata, așa arată, e foarte bun, foarte gustos. Ah,
Ceapa sofert s-a făcut ca o pastă, e foarte bună la gust, mai ales că se simte un pic și iute, că am pus pastă de iute, arde iute, deci e foarte, foarte bun la gust. Încercați și voi, nu o să vă pare rău, ați văzut cât se poate de simplă, n-am pus mare lucru în ea și avem un meniu delicios. Cam atât pentru astăzi. Eu vreau să vă mulțumesc că mă urmăriți, că sunteți alături. Să încercați și voi, că o să vă placă foarte mult. Eu vă doresc poftă bună. Vă pup, vă iubesc. La revedere!